Salutare, prieteni, și bine v-am găsit. Teranu vă salută. Așa cum v-am promis aseară, urmează ca de astăzi începând să ruleze seria The Witcher 3. Avem jocul și pot să vă spun că până acum m-am jucat ceva pe el și este superb. Acum am luat-o de la capăt să vedeți și voi despre ce este vorba. Jocul, așa cum vă spuneam, este superb, unul dintre cele mai așteptate jocuri ale acestui an. Este foarte mare, este imens. Cine a jucat Skyrim este cu 20-25% mai mare ca și world, ca și lume, ca și extindere decât Skyrim. Deci vă dați seama, este o enormitate de joc. Să sperăm că o să ne petrecem cât mai multe ore în acest joc. Asta depinde și de voi, dacă vă place seria și vreți să postez în continuare online sau o să-l joc offline. Dar eu sunt sigur, din ce am văzut, sunt foarte multe căutări pentru acest joc. Este un joc, așa cum vă spuneam, foarte, foarte așteptat de către playerii, de iubitori ai genului respectiv. Văd că aici se întâmplă lucruri foarte interesante. Până acum n-am stat să văd intro-ul, pentru că eram preocupat mai mult să fiu atent la calitatea filmării, la cum funcționează jocul. Nu uitați să lăsați comentariile voastre să-mi spuneți ce părere aveți despre The Witcher 3, cum vi se pare până acum. Acesta o să fie un prim episod, nu o să fie prea lung, în jur de 30 de minute, să spunem primele 30 de minute de joc, în care să puteți și voi să vă faceți o idee despre ce este vorba, mai ales pentru cei care nu au văzut niciodată până acum The Witcher. Este un joc superb, eu m-am jucat toate jocurile de până acum din această serie și în general cei de la CD Projekt fac o treabă foarte, foarte bună. Jocul a venit cu încă 16 DLC-uri și foarte multe chestii, wallpaper-uri, cred că vreo 8 trailere, foarte multe. Eu nu știu cine e tip asta, dar sunt sigur că o să aflăm pe parcurs. Urmărește Geralt. Geralt of Rivia este personajul principal al acestui joc, pentru cei care nu cunosc jocul. Iar pentru cei care deja îl cunosc, sunt sigur că este un personaj deja foarte iubit și îndrăgit. După cum vedeți deja din intro, jocul promite foarte multe. Vă spun că filmez într-un 720 cu 30 de FPS. Pentru o mai mare siguranță să nu avem probleme cu frame-uri și așa mai departe. Să puteți să aveți parte de o calitate cât mai bună. Sper să fim în același timp între primii care postează din România The Witcher 3 pe PC în română. Vă repet, varianta de PC a ieșit astăzi. El este Geralt of Rivia, așa cum vă spuneam. Vrăjitor, vânător de monștri, bounty hunter, are foarte, foarte multe calități. Și slăbiciun cum ar fi femeile. Da, exact ce ziceam. Cei sub 18 ani pot să pună mâna la ochi deja. Glumesc. Ia uitați aici, ia uitați aici lucru. Ți-a ajuns bum 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 bum.
Ia uita ce de semne are pe el, mușcături, zgârieturi, înțepături. Asta e, parcă era tipa din intro. Eu nu știu cine este. Cei care au mai jucat The Witcher seriile, dacă știți cine este tipa aceasta, eu chiar nu pot să-mi dau seama cine ar putea să fie. Ok, și acum teoretic începem jocul, să ne mișcăm puțin pe aici, să vedem despre ce este vorba. Ok, astea sunt niște recomandări tutoriale. Witcher Senses. Ok, da, aici nu. Nu este momentan cazul. Haideți să mergem un pic să explorăm camera. E ceva pe aici care ar putea să ne intereseze? Nu. Ah, sunt niște haine aici. Am dat, uite. Deci asta cred că este gagica lui. Pe aici mai este ceva. Parfum sau ce este asta? Ok, teoretic am găsit cheia. Jus, pe ce ăștia beau suc aici? Credeam că au băut și ceva tărie, ceva. Ia zi, dragă, cum merge treaba? Ia la lumina, ia fiți atenți. Zam. Hai. Ia zi, păpușă. It's uninstructive. Wanna boom 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 boom. And I missed you, but we have plenty of time to make up for that. Go and try. Okay, nu mai vrea. Come back. It'll give me a chance to put my face on. Of all the women I've known, you're the only one who does that before. You've known many. What's it matter? Only ever thought of you. Ok, hai să nu dăm în sentimente. Haideți să vedeți priveliștea, că asta vreau să vă arăt. Dați cum se vede aici. Uitați cum se vede. Vă imaginați cum o să vadă pe Ultra. Deci pe Ultra o să vadă superb. O să se vadă absolut superb. Ok, am deschis. Și acum teoretic putem să mergem. Nu știu momentan, pentru că nici nu am jucat foarte mult înainte. Nu știu cum să facem să alergăm, dar pentru moment este ok. Ok, mai avem un filmuleț. A, tipul ăsta care a apărut și în trailere și nu știu cine este. She prefers practice to theory. Why? Time to wake up, Master. These lessons so boring they put you to sleep too. Damn it. After taking notes on ghouls and owl ghouls, wanted to rest my eyes. Making her slog through that brick? No wonder she took off. John of Bruges lacks flair, true, but he's reliable. Not like the hogwash they print nowadays. She's tackling the pendulums, right?
don't train alone. It only embeds your errors. Bring our young damsel to the lower courtyard. She wants to practice, she'll get to practice. Gotta admit, we've spoiled her. We've spoiled her. I've been saying from the start, Ciri needs a firm hand. Been saying that true. But you let her walk all over you just like the rest of us do. Fine. I suppose I'm partly to blame. But this has to end. Now. Killing monsters is not something to be taken lightly. Ciri must understand that if she's to become one of us. I'll see you below. Haide să mergem la Ciri, să vedem cine este ea de fapt. Eu nu știu cine este. Wrong. Now I see why you were so eager to practice. Strike. Cine e asta mică? Ai și legată la ochi. Wrong footwork. Enough, get down. With a flip? What do you think? All right. Take off the blindfold. You've got work to do. Your reflexes are still slow. Maybe for a witcher. Think drowners or striggers will go easy on you because you haven't undergone the mutations? Though in your shoes, I'd fear Vesemir more than any strigger. Disobeying his instructions? Unwise. Well, yes, but that book was horribly dull. I know, and you know that's no excuse. I'm sorry. It won't happen again. Ar fi cazul să înveți să te înveți minte. Exactly. So you best behave. Come on. We'll practice with the others down below. Shall we run the wall? Cu ceilalți, adică sunt mai mulți? Haideți să facem tutorialul ăsta, că oricum trebuie să mai intru și eu în mână. Haideți să vedem dacă mă întrece asta mică. A, nu! Oh my god, ce greșeală am făcut. Ce greșeală am făcut. Am văzut în ultima fază că trebuia să fac undeva la stânga. Mai urc unul aici. What did I tell you about breathing? Through your mouth, in rhythm with your steps. Ciri, cut it out. Ok. Cred că pe aici trebuie să ajung pe undeva, nu? Cred. Haideți să vedem pe aici. Da, cred că pe aici trebuia să ajung. I win. Ok, deci poți să alegi cu shift. Cu shift trebuie să alegi. Unde a trebuit să ajungem acum? Undeva în partea aceea unde ne arată cercul teoretic, aia este...
Am apăsat și s-au făcut astea galbene. Deci ce ar trebui să facă ele? Da, se pare că nimic. Trebuie încă să mă obișnuiesc cu comenzile și cu tastatura. Da, văd că pe toate le face, dar nu știu de ce. A, aici teoretic poate să aprind. Așa. Teoretic puteai să faci crafting în flori, în ierburi, în mai multe iteme în celelalte două. Să vedem dacă se respectă tradiția. Doamne, dar toți au semne de astea așa? Young lady? I'm very sorry, Uncle Vesemir. Young blood craves action, I understand that. But when you fight a beast, knowledge counts as much as your silver sword. At the very least, you ought to be able to tell a ghoul from an owl ghoul. By markings, like unto the panthera tigris that in Daracania dwells, and by the sickly paleness of its visage. Mm. So you did. Still, you should have asked if... But you were asleep, Uncle Vesemir. So you did the reading. Why not admit it right off? Never pounce on an advantage as soon as it appears. Wait till it stands to have... Asta mică e șmecheră, mă. Quick study. Quick, but mischievous. Fine, we've talked enough. Geralt, you're with me, Lambert with Eskel, Ciri with the dummy. Again? Stop groaning and grab a sword. Ok, acum o să avem și ceva exercițiu. What do you think? Should we start by reviewing the fundamentals or go right to free training? Haideți să începem cu cele de la bază, pentru că sunt probabil o să fie vizitatori care nu au mai văzut până acum The Witcher și atunci ar fi ok să vadă și despre ce este vorba. Combat tutorial. Let's go! Alchemy. Haideți să mai învățăm pe parcurs. Strong attack, left shift. Dodge, alt. Cast. Position series. Footwork. Remember. Ok, practic îți spune el ce trebuie să faci. Să te ferești, să lovești lovitură lungă, lovitură scurtă. Perfect. Counter-Strike. Ok, deci astea teoretic sunt lucruri elementare pe care le-ați văzut cu siguranță și în alte jocuri de genul. Nu sunt cine știe ce mișcări și te dă în comun. Press tab to access menu. Astea sunt vrăjile, teoretic.
Rest tab, ok. Select the sign. Igni, ok. A, și în momentul în care eu am dat brașa, el a avut de fapt scutul. Ia, moșule, ia, moșule, ia, moșule! Omoară-l, Geralt, omoară-l! Ajunge! A, mai am pe ultimul... A, nu mai am unul și pe urmă. Deci asta semnul este pentru dezorientare. Avem și bombe. Superb, superb. Nu uitați să lăsați părerile voastre. Ce credeți despre joc? Și dacă, bineînțeles, dacă mai aveți episoade din el, să vedeți despre ce este vorba și unde ne va duce povestea. Plus, nu uitați că sunt încă 16 DLC-uri. Ok, trebuie să mă duc în locul ăsta. Și să dau cu grenade aici. Ajunge cu antrenamentul. Cred că ați văzut ceea ce vreați să vedeți. Să nu zici că era cineva aici. What the fuck? Oh my god, și-au omorât-o pe Siri.
asta era în intro, atunci când se odihneau ei deja la copac. El și cu Vesemir, dacă nu mă înșel. To explain. Dawn, some way off. We've got time. Hai să vedem unde duce conversația. True to life, indeed. We'll find her. In the dream, I went and found Ciri. Then we trained. Those were the days. Little she-devil. I've trained kids who were faster, stronger, but none had her character. Didn't end well, did it, your dream? No. A wild hunt appeared, attacked Ciri. I couldn't move, stood there like a stump. It was just a dream. That's the problem. It was more. When Ciri'd appear in my dreams, something was wrong. She was in danger. We taught her how to defend herself from anything, wraiths included. Este timpul să mergem. Be dawning soon. Time to go. Așa cum vă spuneam, o să avem un imperiu foarte, foarte mare de vizitat. O să ne întâlnim, dacă nu mă înșel, inclusiv cu regi. O să luăm recompense și o să vânăm creaturi. Jocul va fi super, super interesant și foarte, foarte interactiv. Nothing else to guide us there. What's this postscript? I still have the unicorn? What the fuck? Stuffed unicorn. Used it once or twice. In certain situations. The things young folk get up to these days. Back on topic. How's it look? How far behind Yennefer are we? 2 or 3 days. Trail's fresh. But it looks like it leads towards the main road. Superb. Uitați cum se vede. Uitați cum se vede. Wait. Hear that? I hear it. I smell it. Ghouls. Ok. Care era vraja puternică pentru guli? Mai bine. Mai sunt? Ah, mai sunt, m-a atins. L-am decapitat. Of course, an army pass, necrophages follow. Let's go before any more show up.
Ok, puteam să-i... Nu mai știu dacă puteam să iau ceva de la ei. Da. Capul. Și creierii. Și aici mai am unul. Venin și foarte multe alte chestii. Așa cum vă spuneam, o să avem crafting la greu și alchimie în continuare pentru The Witcher. Cum îți chemai calul? Pe X? Aici nu cred că am uitat ceva și pe eu o montai. Crossroads. Haideți să vedem unde ne duce drumul ăsta. Something. That's what keeps us going. Ok, uitați, uitați aici. Uitați aici cum îi buzie muștele. Să ne vedem de drum. Alții. Dar ce ați pățit mă aici? Okay. Se pare că este un război aici în regiune, nu știu exact între cine și cine. Și în doi a fost un război. Ah, apare ceva cu roșu pe aici. Altcineva care are nevoie de ajutorul nostru. Oh my god, what the fuck is that? Ce e asta, frate? L-a lovit pe Vasimir, dacă nu mă înșel. Ce-a fost ăla? Gods, that was close. I was sure I'd end up like my mare. Provided you got lucky.
Your horse died quickly, but griffins like to toy with their prey. Eat it alive, piece by piece. You'd like a reward, I suppose. Nu știu ce să zic aici. Faza este că nu i-aș lua niciun ban, dar cred că Vasimir o să se supere dacă nu iau. Could always use a few crowns. Thing is, I have a meager purse at the moment. Nilfgaardians requisitioned my goods. Now this. Here. Trail. Like I said, leads to the main road and ends there, muddled. You seek someone? Yes, a woman. Medium height, long black hair. Seen anyone like that? No, but there's an inn here in White Orchard. Sole one around, gets its share of travelers. Perhaps you'll learn something there? Not a bad idea. Especially since that wound needs cleaning. Beast barely grazed me. But sure, could use a good rye. Nice and cool, you know, straight from the cellar. Let's go. Hai să vedem. Spune că este o tavernă pe aici, pe undeva. Văd că au și apărut și niște indicatoare. O să încheiem episodul de astăzi aici. Nu uita să-mi spuneți ce părere aveți în continuare despre acest clip. Dacă vreți să mai vedeți următoarele aventuri ale lui Gerard și ale lui Teranu, bineînțeles. Lăsați comentariu, dați like, dați share, abonați-vă la canal. Asta înseamnă foarte mult pentru mine și mă încurajează să postez cât mai multe clipuri în continuare de bună calitate, să vin cu jocuri foarte, foarte noi. Teranu vă mulțumește foarte mult dacă ați urmărit clipul până la capăt. Până data viitoare, vă salut și o seară bună!